Trădaia nici nu a ajuns oficial ministrul în cabinetul Ciucă și deja își face dușmani în prima declarație după ce a fost nominalizat de PSD pentru postul de ministru al agriculturii. Daia l-a contrazis pe ministrul mediului Tanțoș Barna și le-a recomandat fermierilor să folosească toate sursele de apă pentru irigații și pentru animale. Nu crede în acest proces. Sunt afirmațiile colegului dumneavoastră, domnul Barna, de la mediu. Și dacă tot nu crede că zonele afectate de secetă sunt atât de mari, Petre Daia recomandă fermierilor să nu facă economie la apă. Să fie bineînțeles, planta nu poate trăi fără apă. Planta nu poate trăi, este factorul vital, ei trebuie să irige, ca trebuie să mâncăm. Cu hrana nu-i de joacă. Aici nu ne jucăm de asigurarea hranei. Hrana trebuie asigurată, de aceea le transmit fermierilor să-și folosească resursele de care beneficiază în zona respectivă. Agricultorii se irige să folosească toate resursele de apă pe care le-au la îndemână, în așa fel încât să realizeze producția pe care ei o consideră și pentru care au cheltuit, în așa fel încât și dumneavoastră și eu și toată populația se hrănească cu produse românești. Însă până și Daia recunoaște că acolo unde este secetă nu sunt soluții. Acolo unde a secat sursa de apă, ce să-i facă? Nu e fără apă, nu există nici plantă, nici viață. Eu n-am o soluție în condițiile în care nu există apa respectivă. Declarațiile lui Petre Daia vin după ce ministrul Tanțoș Barna a făcut apel la români să nu mai irige și să facă economie la apă. Aproximativ 70%, poate un pic peste 70% din România, din suprafața țării, este afectată de secetă pedologică. În funcție de situația microregiunilor, putem vorbi despre secetă pedologică moderată, puternică sau chiar extremă. Autoritățile locale și administratorii acestor sisteme de alimentare cu apă au implementat restricții tocmai pentru a preveni situația de criză. Facem încă o dată, în mod repetat, apel la populație ca în această perioadă să utilizeze apă potabilă strict pentru consumul din gospodărie.